Și bunicul? Bunicul era român plecat acolo. Dar se întâlniseră în Franța, bunicii tăi. Da, da, se întâlniseră în Elveția, parcă. Așa. În Zürich. Și cum au ajuns în România? De dor de țară. Aha. Adică bunicului tău era dor de țară? Da, și a zis, hai că mergem puțin și ne întoarcem. Și n-au mai putut să se întoarcă. Da. Uh-huh. N-a mai fost. Da. Și deci mama ta e în țară de când era micuță, sau cum? De la 13 ani. Uh-huh. Și nici ea nu și-a dorit să mai plece după aia? Ea și-a dorit tot timpul să plece. Tot timpul a fost frustrată. Bunica, îți dai seama cât de disperată a fost să locuiască aici și să... Bunica ta ce făcea? Nu avea nicio... Uh-huh. N-avea o profesie, se ocupa de casă. Da, se ocupa de casă, și... cânta în corul bisericii, la catedrală, croitorea. O iubire din asta, bunica era mai mare decât bunicul, cu vreo 9 ani. Uh-huh. Și bunicul era inginer chimist, lucra, a fost trimis pe urmă în China, nu știu ce, la. Și ea... Și a rămas în România să-l aștepte, da, nu? Vorbind greșit românește, vorbind cu greu. Dacă voi vorbeam franceză? Da, da. Și mie mi-era rușine să-i răspund în franceză. De ce? Pentru că toți copiii vorbeau românește. Uh-huh. Știi, când ești copil, vei să...